Mamă, ce e asta, frate? 5.000 de like-uri, oameni buni! Mamă, bă, ce e asta? Cine e asta? Salutare tuturor și bine v-am găsit, oameni buni, la un nou videoclip. Eu sunt Excelent, iar astăzi, oameni buni, vom face ceva din nou nebunesc. Știți că am făcut acel videoclip acum câteva zile în care am încercat un joc care practic este un fake de Among Us, adică practic un joc care este o copie a Among Us-ului, care practic nu este o copie legitimă și... Adică practic în episodul trecut am jucat un Among Us fake. Și aparent v-a plăcut destul de mult acel videoclip. Am strâns undeva pe la 8.000 de like-uri, ceva de genul, aproape de 10.000 de like-uri. Și toți mi-au spus să încerc și celelalte joculețe, pentru că da, surprinzător, încă mai există jocuri fake de Among Us. Și cred că cu toții știm Among Us, nu-i așa? Dacă nu știai jocul Among Us, probabil nu mai erați pe clip, da, într-adevăr. Așa că, oameni buni, nu uitați să apăsați pe butonul nostru de like, să strângem și noi la acest videoclip, oameni buni, peste 5.000 de like-uri, oameni buni. Dacă mai vreți să facem episoade în continuare de genul și, desigur, poate și cu alte joculețe fake, de ce nu, până la urmă, adică eu zic că dacă aveți propuneri, puteți să lăsați în comentarii. De asemenea, oameni buni, nu uitați să dați un follow pe Instagram la iSilentYT, deoarece acolo mai postez eu ce fac cu viața mea. Și, oameni buni, nu uitați de cel mai tare merch de pe iSilent-shop.com, oameni buni. O să băgăm și modele de Crăciun, o să băgăm și modelul cu copilul toxic pe care toată lumea l-așteaptă. Deci uitați, oameni buni, iSilent-shop.com pentru cel mai tare merch. Și apropo, nu uitați să-mi dați și un tag pe Instagram dacă v-ați dat comandă, pentru că eu văd acolo că vă dați comandă, dar nu-mi dați tag pe Instagram. Nu știu, nu vă place de mine, știți? Da, oameni buni, haideți să vedem în primul rând cam despre ce este vorba. Deci, data trecută v-am spus că am găsit câteva juculețe fake de Among Us aici pe acest Microsoft Store, care practic este store-ul Microsoft, care e original, adică nu e nimic fake. Nu e ceva magazin de la fake. Și data trecută era acest joculeț pe care îl vedeți voi acum pe ecran, numit Among Free. Păi și am intrat eu astăzi, așa de curiozitate, nu merge search-ul. De ce nu merge search-ul? Am dat eu aici frumos pe search și am scris Among Free. Cum se numea jocul ăla? Cred că îl știți și voi, l-ați avut și pe ecran. L-am căutat și... nu mai este jocul. A dispărut. S-a despawnat. Nu mai există jocul, efectiv. Da, oameni buni, jocul a fost șters de pe store din motive necunoscute. Bine, cred că cu toții știm motivul, pentru că era o copie a Among Us-ului și e logic că n-avea voie să fie pe store, însă a fost pe store. Și v-am spus eu că am văzut un TikTok în episodul trecut și de-aia știam de jocurile astea fake și acum practic a dispărut. Iar astăzi, oameni buni, doar uitați-vă la jocul ăsta, adică eu vreau să-l joc pe ăsta, frate, arată genial, pe bune. Ce e ăsta, frate? What the fuck, uitați-vă cum arată, că e făcut direct în Paint jocul ăsta. Și vreau să încerc și acest joc, adică doar uitați-vă cum arată, frate, gen jocul ăsta e fake 100% de Among Us, adică nici măcar nu discut. Uitați-vă cum se numește firma care a făcut jocul, Best Among Games. Bă, ești nebun la cap, e nebunie. Ai, de capul meu cum arată. Wow! Ok, boy, stai să vedem nici nu știu cu ce să încep, pentru că în episodul ăsta o să avem multe de făcut. Dacă știi ce zic. Ce s-astea, îmi poate explica și mie cineva? Bă, mie deja mi-e frică, adică din nou, eu nu vă recomand să le descărcați, pentru că, bă, deși e pe un store, mamă, deja, bă, deja s-a instalat, ești prost? Bă, stai puțin, gen, ăsta deja s-a instalat, are 20 de mega, mi-e frică. Băi, gândiți-vă că jocurile astea, gen, sunt puse pe o platformă Microsoft, care, bă, e ceva Microsoft. Microsoft e, cred că, cea mai mare firmă din lume, nu știu ce. Ok, deci, haideți să-l deschidem, băiți, în 3, 2, 1, hai că-l deschide aici. Mamă, ce e asta, frate? Bă, mâncați, ce e asta? Mamă, bă, ce e asta? Bă, ce? Mamă, băi! Play, loading. Bă, ce e asta? Să mor! Opa, a apărut asta. Bă, ce a fost asta? Ești prost la cap? Băi, băiatule. Băi, ce e asta? Asta nu e Among Us. Ok, Among Hide and Seek, dar... ce ar trebui să fie jocul ăsta, bro? Cine e ăsta? Băi, băieți, eu sunt total mirat de ceea ce se întâmplă în momentul de față. Adică gândiți-vă că ăsta e tot jocul, frate. Băi, ești prost la cap? Bă, ce am o gas ăsta, mă? Bă, băiatule, ce e ăsta? Stai puțin că eu nu înțeleg, ești nebun la cap. Și-a luat-o de la capăt. Bă, băiatule, ce a fost jocul? Bă, nu, no, nu, no, nu no.
Că-i dau uninstall direct, bro. Nu, nu, deci eu nu țin așa ceva în PC. Ce a fost asta? Bă, nu știu, cred că n-am fost virusat, băieți, pentru că am avut un mare noroc. Și am avut o mare doroc, băieți, pentru că am avut cel mai tare mărci de pe SL-shop.com. Că altfel cred că mă duceam aici, nebun. Bă, ok, dragi moșului, haideți să căutăm aici Among. Bun, hai să vedem, avem și jocul ăsta Amongsters. Uitați-vă cum arată, bă. Bă, ăsta, deci deja nu mai de joacă aici. Adică aici trecem la ceva next level. Hai să-i dăm get. Ai, de capul meu, mi-e frică. Ăsta cât 10 mega are, că... Că murim aici de râs, ia. 20 de mega are și ăsta, bă, nu mai pot, s-a instalat, ești nebun. Ia, ia uite-l, mă. Ia uite-l. New game, ai de capul meu, ești de bun cum arată, ăsta e viața mea, jocul ăsta, ia. New game, are you ready? Bă, mi-e frică, ești prost la cap. Încă, pa, bă. Hai, let's go. Walk up to item. Uite capul meu cum arată ăsta. Bă, n-ai cum, ești prost. Și ce trebuie să fac eu în jocul ăsta? Bă, mi-a explicat și mie ce trebuie să fac eu în jocul ăsta? Ce-i asta? Bă, bă, ce-i asta? Bă, băiatule, use. Nu pot să cred că jocul ăsta chiar există, ești prost la cap. Uite-te și tu, eu nu înțeleg. Bă, ce-i asta, mă, ce-i asta? Explicați-mi și vă dau un premiu. Vă dau un premiu, băieți. Nu înțeleg ce-i jocul ăsta, bă, arată ca un coșmar, efectiv. Și de ce sunt atâtea reclame? Ai de capul și de zilele mele. Ok, și eu mă joc și ce ar trebui, gen, să primesc sau ceva? Că momentan n-am primit nimic, niciun premiu, niciun nimic. Ai de capul meu, bă. Bă, nu cred, ești prost la cap. Efectiv, jocul ăsta nu-i... Efectiv, e... Bă, nu ai ce să zic, ești prost. M-a lăsat fără cuvinte jocul ăsta. Deci m-a lăsat fără fucking cuvinte. Nu e că la... am ieșit, eu nu mai mă joc. Eu am dat uninstall. Salut, ce am dat și la ăsta. Am dat și la ăsta, nu se poate, ești de bun. Ia să mai căutăm aici Among Us. Poate mai găsim ceva. Bă, mai e ăsta Among Us Christmas Run. Dar pe ăsta nu-l instalez, boys. Nu-l instalez, deci eu... Îmi dați ce vreți voi, dar eu pe ăsta nu-l instalez, adică... Bă, pare interesant, dar clar e copiat de undeva, dar doar uitați-vă la iconiță, adică... Hai să vedem, băieți, râsul ăsta de joc, să vedem cam cum funcționează, hai să vedem Among Us pe Is Running, Doamne ajută! What? Ce-i asta, bro? Among Us pe... Mamă! Mama, am închis direct muzica, ești prost! Ce-i asta? What is this? Play! Mi-a dat reclamă la Pampers. Păpuiatule, ce e jocul ăsta, frate? Touch the screen to jump. Ai de capul și de zilele mele. Ia, ia, fiți atenți. Bam, 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 bam. Mamă, băi, ești de bun, ce joc. Am murit. Și am apăsat și pe o reclamă ca prostul. Băi, îmi vreau 30 de secunde înapoi din viață să mă uit la o reclamă de pe un joc fake, să mă uit la o reclamă 280p, nu 280p, 144p, nu, cred că era 2p, adică o reclamă la centrum sau la ce era și să-mi cânte muzica aia în cap. Nu, deci eu refuz, nu, stați să mai dau.